Leonard Bibiric și Laurențiu Cosma își adună zi de zi elevii la sala sporturilor pentru antrenamente. Aceștia se pregătesc intensiv pentru viitoarele partide. Antrenamentele momentan merg bine, în afară de cei care mai vechi accidentați, restul sunt apți de antrenament. Handbaliștii vasluieni nu mai au nicio problemă cu stilul de lucru al lui Leonard Bibiric. S-au obișnuit cu antrenamentele și jocul în viteză și gândul le stă doar la victorie. Antrenamentele decurg foarte bine și ne pregătim pentru meciul cu Călărașul. Antrenamentele decurg bine, sperăm ca și la ora meciului să fim tot așa bine montați, cu voință, credem într-un rezultat bun. Eu zic că suntem pregătiți, mai sunt câteva zile de antrenamente, tehnic, tactic, facem zilele astea și trebuie să dăm piept cu ei. Cum merg antrenamentele? Antrenamentele decurg foarte bine, ne pregătim toți la capacitate maximă, mai puțin Anton care s-a accidentat acum vreo două, ieri s-a accidentat un pic, dar cred că o să-și revine și el. Handball Club va întâlni acasă duminică de la ora 12 formația CSM Călăraș într-un meci al orgoliilor după ce în deplasare echipa vasluiană a smuls un punct de la gazde.